Eu aș vrea să plec și aș vrea să vă pun câteva întrebări. Nicio problemă. Din câte ați prezentat dumneavoastră, nu poate decât să ne bucure că suntem locuitori ai municipiului Sebeș și faceți această instalație de formaldehidă și este în apropierea noastră. Ce n-am înțeles și aș vrea să, din materialul care l-ați prezentat dumneavoastră, aș vrea să vă întreb, la un moment dat, spuneți la avantajele acestui soluții sunt. Și trebuie încep cu a doua. Mai aproape de fabrica de rășini, mai aproape de zona de depozitare, mai aproape de fabrica de plăci, o fabrică mai mare și mai frumoasă. Totul este de acord. La primul punct, în schimb, ziceți așa. Poziția actuală nepotrivită a fabricii de formaldehidă, chiar lângă clădirea administrativă și șoseaua națională, poate fi evitată prin mutarea ei în acea zonă. Vreți cumva să scăpați de ea de lângă biroul? Well, in nearby the office building, it's of course much more noise. Yes, this is right. Yes, the noise is a thing which has a big advantage if we move it. But the main reason for the movement is that the construction is much easier. Yes, because when we make the new construction on a new site, then of course this is much easier than to build the second part of the plant in the running site. Yeah. Okay, I'm sorry, but I don't want the answer now for you. Okay, I didn't understand you. Okay, okay. Then we put you together. You can answer the, after. Yeah, yeah. Okay, okay, good. Yeah, thank you. Deci, ne traduceți și noi. Da, deci eu l-am rugat pe domnul că n-aștept un răspuns punctual la fiecare din ceea ce a spus. Însă poate să răspundă la urmă. Deci pentru mine asta a fost o nelămurire. De ce doriți să o faceți în spate fabrică? După ce aia. Ce s-a răspuns? Vă spune dânsul ce a răspuns. Da, bun. În alt punct al informației pe care ne-ați prezentat-o, la informații legale, da, spuneți așa, pentru o nouă fabrică este necesar de un permis pentru construcție, tradus în limba română înseamnă autorizație de construcție, nu permis, și un permis de funcționare, autorizație de funcționare. Din câte știu eu, dumneavoastră, nu aveți autorizație de construcție pentru această nouă fabrică. Drept pentru, deci am dreptate, da? Bun. Drept pentru care am înțeles că vi s-a și aplicat o amendă și eu, sincer vă spun, eu n-aș da amenzi, clar. Deci era o chestie, trebuia oprită, lucra și mă rog. Nu sunt contra acestor elemente amenzi și alte sancțiuni de genul acesta. Bun. Întâlnind un raport al mediului, care a celor de la mediu, dumneavoastră mai aveați o mare problemă. Apele reziduale. Tot în prezentarea dumneavoastră, deci marea problemă care nu aveți rezolvat, de care n-ați primit nici avizul de la mediu. Marea problemă, am înțeles că cu apele dumneavoastră, apele reziduale, nu aveți probleme, pentru că totul este clar ca oglinda, totul este cristal, totul este perfect la Sebeș. Eu aș vrea să vă citesc o adresă pe care postul de televiziune Antena 1 a primit-o, Alba Iulia. Am încercat să luăm legătura cu dumneavoastră. Ne-a fost imposibil pentru că fără planificări dinainte cu o lună ale discuțiilor cu cineva din conducere, nu poate să ia nimeni legătura cu asta. Am încercat în repetate rânduri, nu s-a putut. Bun. Vă dau imediat acutea. Da. Eu personal am încercat să ajung la cineva din conducere, de cel puțin 5 ori m-am oprit prin secretare, prin consilier, a fost imposibil. Ședințe și altele. Bun. Vreau să vă spun că această scrisoare care eu vă citesc, acum am să vă citesc doar esențialul, este semnată de 830 de locuitori ai municipiului Sebeș. Atenție! 830! Bun. Și vreau să vă citesc, să vă spicuiesc din ea. Deci foarte, foarte bestul. Din realitatea zilnică, nu, asta nu prea important, zice așa, lucru cert că în numeroase zile ale săptămânii, între orele 16-17, se aude de la Cronoșpan un șuierat intens, urmat de un furmal alb, ulterior un fulm negru,
aerul devenind irespirabil, toți cei din zona acuzăm în această perioadă usturim ale ochilor, gâtului, în atmosferă simțindu-se un miros dulceal, înnecăcios. După care apare din nou senzația de irespirare aerului. Deci ăsta este un fragment din scrisoarea pe care, dacă doriți, vă dau și copie după semnături. Există tabel cu, vă repet, 840 de semnături, numele fiecărei persoane, semnătura și numărul de telefon. Deci puteți să-l contactați prin telefon ca să nu fie probleme că s-au făcut după cartea de telefon această listă. Eu aș vrea să vă mai întreb, tot aici în scrisoarea asta, spunea despre faptul că niciunde în lume nu este voie ca pe o rază de 50 de kilometri să existe, de la o fabrică de formaldehidă, să existe o localitate. De unde ați spus? Nu vă supărați. Eu vă spun, dumneavoastră ne spuneți dacă este adevărat sau nu. Da. Și din ceea ce ați prezentat dumneavoastră, aș mai fi vrut să vă întreb, ne-ați arătat o fotografie acolo, de unde este actuala fabrică și unde doriți să o mutați. Aș vrea să vă întreb când a fost făcută fotografia aceea. Când a fost făcută fotografia, fabrica nu exista, pentru că acum dacă merge cineva, fabrica este ridicată 100%. Dumneavoastră nu aveți nici autorizație de construcție, nu aveți nici autorizație de mediu, nu aveți absolut nimic. Eu vă spun că noi am luat legătura cu Ministerul Mediului, urmând să facem din nou o intervenție la Ministrul Mediului pe această temă. Un răspuns foarte scurt l-am primit, că vă repet, vă traduc mai bine zis, dacă aș putea să spun că vă traduc acest răspuns al lor, nu aveau cunoștință despre instalația care a fost făcută, urmează să facă și ei cercetări și să vadă exact, pentru că în principiu nu sunt de acord cu forma aldehida. Ministerul Mediului. Deci ei urmează să trimită o comisie, probabil de expert, să vină la fața locului să vadă despre ce este vorba. Eu aș vrea să vă întreb, dumneavoastră, de unde sunteți? Eu? Da. Locuiesc de 8 ani de zile aici, în Și de unde sunteți? Din Victoria. A, Victoria. Și după ce vă terminați misiunea și plecați în Victoria. Din nefericire, copiii noștri rămân aici. Nu, domnule. Deci, dacă... V-ați mutat definitiv aici? Sigur. Da? Sigur. Să vă compătimez unde. Nu vă faceți probleme. Deci, putem discuta sau dacă... Oamenii sunt interesați, nu e nicio problemă. Deci eu am lucrat, așa cum s-a prezentat de la început, 21 de ani în Viromet. Da? În Viromet. Virometul, dacă știți sau nu știți, vă spun eu în câteva cuvinte, este unul dintre cei mai mari producători de rășini și de formaldehidă din țara românească. Da? Și actualmente încă este în funcțiune, la un nivel mult mai scăzut decât era înainte de 90. Deci înainte de 90, Virometul producea inclusiv pentru Sebeș, rășini, în cantitate totală de circa 15-16.000 de tone de rășini. Aici era o fabrică de plăci pe care, probabil dacă dumneavoastră, că îmi pare rău că nu v-ați prezentat. Da, și nu știu pe cine reprezentați. Nu, da? Deci corect așa trebuia să spuneți. Sunt simplu cetățean al municipiului Sebeș. Ok, foarte bine. Ne pare bine. Deci, în acea localitate, în Victoria... La dumneavoastră am dorit să am primele discuții cu dumneavoastră în calitatea de director general al postului de televiziune, Antena 1. N-am reușit. Ne-a fost imposibil. Cel puțin 20 de intervenții am avut. Deci, sincer, de-aia am vrut să vedem la cine ați apelat și când ați apelat. La cine și când? Vă spun când. Am ajuns la o domnișoară asistentă pentru că am cerut cu directorul general de cel puțin de, cred că, cel puțin de 10-15 ore în acesta mi-a spus, o să vă contactăm noi. Cum v-am contactat eu pentru asta, așa m-a contactat și domnul Fără. Bun. Probabil undeva s-a întâmplat ceva pe scurt, un scurt circuit pe traseu. Cam des. Sunt convins. Cam des. Bun. Pot să vă cred, urmând să găsim soluții, să vedem ce s-a întâmplat. Dar sincer vă spun, cum vreți să o luați, la mine asemenea informații nu au ajuns, acum aud, nu aveam asemenea responsabilități. Depinde cum vă înștiți să angajați. Da.
Nu e o problemă care să discutăm acum. Deci responsabilități. Domnul director, dacă îmi permiteți să... Numai o secundă. Aș vrea să răspund domnului Feneșel că... Deci, în Victoria, 21 de ani, am locuit și am lucrat acolo. Victoria are experiență de 50 de ani de producție de formaldehidă. Nu în asemenea condiții. Deci, dacă e cineva de la Sibiu, de la Agenția de Mediu, nu văd persoane cunoscute, pot să confirme că le-au dat lor, până în 2014, să își obțină autorizația integrată de mediu, fiindcă ei nu se încadrează acum în emisiile normelor românești. Nu eu pot să vă confirm că am luat legătura cu Agenția Sibiu de Mediu și ne-a spus că nu aveți autorizație. Nu. Deci, o secundă. Nu am autorizație. Deci, fiindcă formalitățile la noi sunt cât se poate de lungi. Și putem intra în detalii dacă doriți. În discuții particulare sau unde vreți dumneavoastră, nu mă deranjează. Dar în Victoria, în 50 de ani, vă rog să mă credeți, nu a murit nimeni din cauza formaldehidei. Nu, atenție, nu, de cancer. Știți cine a murit de cancer și de ce de cancer din Victoria? Eventual. Dacă vreți, vă spun eu. Da? Dumneavoastră nu cred că știți. Nu, spuneți că dacă a murit de cancer. Spuneți de ce fel de cancer. Vedeți? Păi nu. Deci ați afirmat. Nu ați întrebat. Dacă întrebați, era o altă chestiune.